este în favoarea lui Mircea. Popa, haideți să vă ascultăm și pe el. A intrat bine în meci. Bună seara, Daniel. Nu e o seară bună pentru voi. Vei juca din nou în play-out după rezultatul acestei partide. Care ar fi concluziile tale? Bună seara. Într-adevăr, nu este o seară bună pentru noi dinamoviștii, dar trebuie să mergem mai departe, să ne facem următoarele meciuri, să le facem bune, să avem suporteri lângă noi și cu siguranță că la anul o să facem un sezon foarte bun. O seară care a curmat visul de play-off. Voi mai credeați totuși în această posibilitate înainte de partea de astăzi? Eu sincer credeam, după cele două meciuri care am câștigat, am avut șanse matematice până la partida aceasta să intrăm. Părerea mea că dacă câștigam aceste trei meciuri, 70-80% eram în play-off. Asta este, trebuie să mergem mai departe, să câștigăm celelalte meciuri care au mai rămas. Dar asta seară ce s-a întâmplat? Ați avut 1-0 și ați dat senzația că veți reuși să controlați meciul. Da, într-adevăr, am condus cu 1-0, am avut tot noi ocazii. Din păcate am luat un gol pe contraatac și asta este. Acum nu trebuie să dăm vina unul pe altul. Mergem mai departe. Mai departe unde? În play-out, dar care este obiectivul? Dinamo totuși locul 11. Cum ți se pare această poziție? Obiectivul nostru este de acum încolo să câștigăm toate meciurile care au mai rămas. Te temi în play-out de, nu știu, lupta la retrogradare acolo, de această bătălie care va fi în subsolul clasamentului? Nu mă tem, pentru că văd și la antrenament, am văzut și meciurile care au venit, că am fost o echipă bună și în seara asta am dominat, dar din păcate nu am câștigat. Ați trezit prea târziu cu aceste victorii? Simți că echipa de acum avea potențialul să joace în play-off ca nivel valoric al jucătorilor? Da, nu vreau să-mi dau cu părere despre valoare jucătorii noi și jucătorii vechi. Asta este, aici suntem și nu mai avem ce face acum. Popa, da, nu știu dacă Popa va trece de testul ăsta al trialului.